tandem, doi Alexandru, ocrotitorii bărbaților. Ce spune că a semnificat numele de Alexandru? Primul lucru, vreau să apreciez și bunul simț al afișului pentru conferința de astăzi, foarte frumos. Simțul estetic a celui care a proiectat afișul. Problemele aduse de astăzi, chiar dacă mi-au creat o mică nostalgie, mai ales că prind aici și domnul profesor Alper, care mi-a fost unite dascălii dragi în vremea apogeului modelării economico-matematice anii 70 și care teoriile de atunci au evoluat foarte mult. Astăzi problematica complexității se pune cu acuitate și raportul acesta parte întreg și abordarea holistică, observând mai ales ultimele rapoarte la Clubului de la Roma, dar și probleme globale abordate holistic și chiar, să spunem, din preocupările domnului Popovici despre holon și holarhii a sistemei ierarhice. Am primit și bibliografia pe care s-a prindat domnia sa pentru a elabora aceste cele de-a treia părți. Am văzut că partea 1 și 2 deja sunt în publicare la revista economică a SOREC și ne bucurăm de acest lucru. De asemenea, în cursurile online de la Santa Fe de complexitate, unul dintre cursuri insistă pe tocmai pe aceste sisteme multinivel sau sisteme ierarhice care sunt deosebit de complexe și chiar un viitor doctorant va aborda o asemenea teză. Deci, fundamentul acestor elemente teoretice de astăzi sunt descrise în partea a treia prelegerilor. Vreau să mai spun de asemenea că parcurgea materialul cu mare interes m-a trimis în anii studenției, anii 70, la celebrele modele lui Cornoi și Liptak, al lui Tanzi și Wolf, al lui Messerli și Pestel și preocupările pe care catedra de cibernetică de atunci le avea împreună cu domnul profesor, cu Gheorghe Boldur, cu Emil Scarlat ulterior și profesorul Ludovic Tăbi și pe aceste sisteme ierarhice care se studiau atunci în programele de învățământ a acelei, să spunem, mici serii cibernetică economică. De atunci lucrurile au evoluat și în prezent și partea filosofică, preocupările domnului profesor față de alți filozofi, trebuie să apreciez stilul foarte frumos în care a prezentat lucrarea de la poezie până la rigoarea matematică. Ceea ce mai vreau să spun este și îl felicit și totodată o chestiune de afectivitate de a reabilita și pune în lumina tiparului, eu știu, cercetările tatălui domniei sale, Andrei Popovici, care din cercetările mele știu că între 49 și 64 a fost vicepreședintă Societății Române de Matematică alături de academicianul Maisil și are mise Caius Iacob, la atunci și Tiberiul Roman, care era secretarul societății. Deci, într-o perioadă în care, eu știu, presiunea sistemului comunist era foarte puternică și cercetarea se realiza într-un anumit context atunci. Dar, totuși, chiar dacă, eu știu, a avut domnia sa, eu știu, inclinații spre fizică, bunăoară spre fizica statistică sau teoria relativității, ceea ce de remarcat, sunt constantele fizice pe care și alți, cu discipol de al lui Moisil, cum ar fi Paul Constantinescu, a încercat să creeze asemenea modele alături de economiștii vremii. Am să propun următoarea, așa cum discutam cu domnul profesor Artă, o jumătate de oră să prezinte concluziile domniei sale în
filozofie realității multinivel și apoi referenții, câte un sfert de oră, reflecții și observații asupra materialului elaborat. Domnul profesor, vă rog. Mulțumesc.